Slăviți să fie Domnul! Amin. Dacă vreți, aș vrea să ne ridicăm în picioare, să mai recitesc un singur verset din cele care au fost citite, Coloseni capitolul 3 și anume versetul 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Am venit la nunta de astăzi cu bucurie, căci bucurie ar trebui să caracterizeze orice nuntă. Am venit cu plăcere, pentru că la nuntă e frumos. Și am venit puțin, așa o mică doză de obligații, eu. Obligații față de fratele Viorel, cu care ani de zile, poate 25 de ani, am fost coleg. Coleg de serviciu. Cum am fost coleg, vă spun o întâmplare. Odată ne-a chemat șeful de unitate, într-o ședință fulger, și-a făcut cu noi instrucții de front. Treceți imediat, faceți curățenie, că avem control mare de la București, din minister. Primul om după ministru vizita unitatea noastră din Suceava. Vă îmbrăcați frumos, vă echipați frumos, treceți la lucru, cască de protecție, că vine și îmi spune cine vine. Și eu spun, eu cu ăsta am fost coleg. Și el se încruntă, ne trimite, mai strigă la noi, ne trimite pe toți la treabă și pe mine spune, tu vii cu mine. Și mă duc în birou, el avea o mare dorință de a promova. Zic, ia Luc, stau jos, măi, îl cunoști cu inginerul Marco? Da. Cunoști bine? Da. Ai fost coleg cu el? Da. Dar cum ați fost voi colegi? Mă poți duce până la el? Eu zic, asta nu știu. Dar cum ați fost colegi? Păi eu eram muncitor, măturam pe acolo și el era director general. Dar în aceeași unitate, zic. Zic, ieși afară de aici. Cam așa am fost eu coleg cu fratele Viorel. Eu tot timpul am fost muncitor și el era șef, lucra la birou. Și din când în când mă chema și îmi da note explicative când greșeam. El punea întrebări și eu răspundeam. Dar am fost colegi, la aceeași unitate am lucrat. Am vrut să-i câștig bunăvoință, l-am vizitat de mai multe ori acasă. Într-o dimineață tare trebuia să plecăm în misiune și am dormit la el acasă. Adică am vrut să dorm, că n-am putut, că el o sfărăit. Nu era mic, nu știu, era, nu era. Odată m-am întâlnit în Italia, nu de mult, cu un frate, a venit o dată mâna cu mine, pace frate, mă cunoști? Măi, ai semănat-o cu cineva, eu-s băiatul Viorel Havriștiu, unul din băieți ăștia, dar mare, frumos. Acum nu știu, Emanuel, tu câtile era? Era el la obraznic sau la cuminte? Așa, au crescut mari, au crescut frumos, Emanuel, așa e Denisa, că au crescut frumos. Domnul să-i binecuvinteze. Salutăm familia Răducanu pe care nu o cunosc, doresc ca Domnul să vă dea binecuvântare. Amin. Am citit un verset din Sfânta Scriptură și aș vrea să aplicăm versetul acesta la viața de familie și în viața bisericească, și anume versetul 15. Știți, Dumnezeu a creat, a făcut două instituții care sunt a Lui și nu spun o noutate, biserica și familia. Astea au fost gândite, concepute de Dumnezeu, realizate, opera lui Dumnezeu, și familia și biserica. Și pentru că sunt a lui Dumnezeu, diavolul lovește de la înființare, lovește la temelia familiei, lovește la temelia bisericii ca să le distrugă. Se dau tot felul de legi de-a dreptul drăcești împotriva bisericii, împotriva familiei, pentru că astea sunt realizările lui Dumnezeu și diavolul se împotrivește. Amândouă aceste instituții suferă în Scriptură o comparație. Sunt comparate cu un trup, sau mai precis, sunt comparate cu un singur trup. Scrie în 1 Corinteni capitolul 12, versetul 13, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. La cine se referă aici Apostolul Pavel? La biserica lui Dumnezeu. Biserica este un singur trup. Iar în Geneza capitolul 2, versetul 24, Domnul spunea, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup.
Când apare expresia un singur trup, putem aplica expresia aceasta la familie și aceeași expresie o putem aplica la biserică. Și acum, în aceste două entități, numite în Scriptură un singur trup, vine Pavel și ne pune două condiții, două lucruri care trebuie să fie neapărat ca să funcționeze la parametrii optimi, așa cum a făcut-o Dumnezeu. Și versetul 15, care l-am recitit, face aceeași referire la un singur trup. Și spunea Pavel, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Acest singur trup este familia. O cerință pentru familie este pacea, o cerință pentru biserică este pacea. A doua cerință pentru familie și biserică este recunoștința. Și despre aceste lucruri aș vrea să vorbesc și eu scurt în ziua de astăzi. Când vorbim de pace, vorbim de sursa păcii. Scrie în Ioan 14 cu 27, parcă, vă dau pacea mea, hai să și citim ca să nu greșim, sau 17, un verset acolo, Ioan spunea 14 cu versetul 27, da. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Vedeți că atunci când vorbim de pace, vorbim de o pace care ne oferă Dumnezeu în familie și de o pace care ne oferă lumea. Dar pacea asta e diferită una de alta. Lumea știe că există violență la ora actuală. Când s-a făcut o statistică a locurilor cu cea mai multă violență, pe primul loc au ieșit acele țări și locuri unde sunt conflicte armate, conflicte deschise, unde sunt războaie, acolo e cea mai multă violență. Pe locul 2 a ieșit țările și locuri cu posibile atentate teroriste. Că acum noi trăim o escaladare fără precedent a violenței. Vedeți ce se întâmplă în Europa. Un nebun se încinge cu dinamită, își dă foc și omoară mulți oameni, da? Ei, oamenii știu că nu este pace și făcând statistica asta, în țările cu posibile atacuri teroriste au ieșit pe locul 2. Și e interesant, pe locul 3, ca măsură de violență, a fost desemnată familia. Și atunci mă întreb, de ce violență în familie? Ați auzit că se vorbește campanie împotriva violențe domestice. De ce bărbatul să-și bată nevasta în familie, nu? Sau de ce nevasta să-și bată bărbatul? Că am întâlnit și așa cazuri. Păi eu când m-am însurat, eu nu m-am însurat ca să fie o bătaie, că bătaia am luat acasă când eram mic. Eu m-am însurat ca să trăiesc bine, nu? Și fetele când se mărite, nu se mărite să aibă parte de un tratament de ăsta dur și violent din partea unui nervos cu care el s-a măritat. Ei, lumea știe că în familie este violență. Și acum ei vin ca să ne asigure pacea. Lumea, popoarele, cârmuitorii lumii, știu că între națiuni mare răzvrătire și violență. Și ei vin, alocă fonduri și vin ca să ne asigure pacea. Dar ei asigură pacea cu arma. Ei pacea o asigură cu bâta. Uitați-vă dumneavoastră că mari capi ai lumii asigură pacea în Egipt, în Siria, în Afganistan, în Ucraina, știți cu ce? Cu rachete, cu bombe. Dar asta e pacea lumii. În familie ei vin cu varianta lor. Echipe de psihologi, de sociologi, de medici, de tot felul de oameni dau diferite recomandări ca să nu fie violență și să fie pace. Dar Domnul spunea ucenicilor altfel, eu vă las pacea, eu vă dau pacea mea, dar nu cum o dă lumea. Dar cum e pacea? Cum avem noi acces la pacea asta lui Dumnezeu? Galateni 5, 22. Roada Duhului dimpotrivă, dragostea,
bucuria, pacea. Ca să ai pacea lui Dumnezeu, trebuie să fii un om și o femeie pocăită. Ca să ai pacea lui Dumnezeu, să ai pace în casa ta, trebuie să fii un bărbat și o femeie plină de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt va rodi în tine pacea. Ca să ai pace, trebuie să mergem acolo unde e sursa păcii, o relație bună cu Dumnezeu. Că în cartea Iov scria, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Trebuie să facem noi un efort, caută pacea, aleargă după ea și Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. În familiile noastre și în biserica Domnului, nouă ne trebuie pace. Fără pace nu funcționează sau funcționează așa la linia de plutire. Cu cât proporția, cu cât cantitatea de pace e mai mare și trăim în pace de plină, cu atât familia își împlinește menirea, la fel și biserica. Într-o biserică unde sunt certuri și răzvrătiri și dezbinări, biserica aia abia merge așa ca gâfâind încet pe linia de plutire. Dar într-o biserică unde e pace de plină, unde frații, surorile sunt plini de pace, acolo biserica își focalizează energia nu ca să se apere, să conserve ce au, ci ca să câștige teritorii pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și acum, fiind la nuntă, eu vorbesc cu Emanuel și cu Denisa. Eu spuneam la mormântare, eu nu predic la morți, când aude. Și la binecuvântări de copii nu predic la ăla mic, nu înțelege, chiar dacă aude. Dar la căsătorii eu predic la miri, în primul rând. Și mai amintea fratele Iacob că aveți caseta. Eu, din curiozitate, am făcut așa o statistică. După un an de zile, după 2 ani, m-am întâlnit cu alții la care s-au predicat și am spus, măi, v-ați mai uitat la casetă? Da, frate. Și v-ați uitat la cântări? Da, și la musafiri care au venit și care au dat flori? Da. Dar predicele le-am mai ascultat odată? Încă nu mi-a spus nimic că a ascultat toate predicele. A, nu, la predici nu. De-aia am pretenție acum să mă ascultați. Că nu știu, la casetă te uiți, cine a dat bani, cine a dat flori, cine a venit, cine nu a venit, dar acum eu predic vouă și voi trebuie să mă ascultați. M-a povestit eu un păstor de la Vicov. O predicat el primul și eu după el. Un frate mai în vârstă. Și el tot predica și spunea, aveți grijă, eu să voi anuntă. Băi, o dată, de 2 ori, de 3 ori, un pic m-a iritat și pe mine. Și la urmă mi-a spus, frate, ce tot îmi spune că ești la nuntă? Păi cum e, frate Dragoș, că acum câteva săptămâni am predicat la o nuntă și nu, am plecat acasă. Și mă întâlnesc la 2-3 săptămâni cu Mirele, fostul Mire. Și vine și spune, frate, v-am invitat la nuntă, n-ați putut veni, nu? Cum, măi, n-am putut, că am venit și am predicat, măi? Acum eu sunt Emanuel și Denisa la voi la nuntă și am să predic ceva despre pace. Și doresc ca Domnul să vă dea pacea, da? În acest singur trup care îl formați voi astăzi, Pavel spune așa, și pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Ca să aveți pace, trebuie să fiți prieteni cu Dumnezeu. Să fiți plini de Duhul Sfânt și să aveți pacea nu care o dă internetul, nu care o dă nu știu care binevoitor, ci pacea lui Dumnezeu pe care o dă Duhul Sfânt care este în voi. Amin? Am putea verifica pacea, dar nu, eu nu vreau să predic despre pace, că e un subiect lung, mare, n-avem timp și eu nici n-am cunoștințele toate să predic despre pace. Doar așa câteva lucruri. Pacea cu Dumnezeu, cred că e foarte importantă. În primul rând ne verificăm noi dacă avem pace cu Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clipă, în orice activitate, în orice primejdie am fi, în fața morții dacă ne-am aflat. Avem liniștea sufletească care ne trebuie, avem pacea cu Dumnezeu. V-am povestit, am zburat din Iași la Atena, eu mergeam la evangelizare și în avion, poate erau 40 de medici, nu știu, dar 40 cred că erau. Ei mergeau la o mare conferință și când au decolat avionul, o doctoriță a făcut atac de panică. Domnule, 7 medici lângă dânsa, stewardeză, ai dat cu mirosuri, îi da apă, îi da totul, aia tremura, ne clănțăneau dinți în gură. Nu au avut nimeni, au abandonat tot. La urmă m-am dus lângă ea, am vorbit cu ea și ne-am despărțit prieteni până jos. Ea se temea de moarte.
Și a spus, Doamne, dar eu am familie, doar dacă pic avionul, mor și eu, mor și dumitale. Eu sunt așa de bucuros și dumitale tremure. Da, dar să mori, Domnule, să mori, că are problema. Ei am vorbit de Dumnezeu, când ne-am despărțit, că nu vă spărați, când zburați înapoi la Iași. Poate cădem împreună, n-am mai căzut împreună. Acum vă întreb pe dumneavoastră care sunteți aici, dacă vă aflați într-o primejdie, vă aflați în fața morții, vă aflați așa, într-un moment dificil, vă puteți păstra liniștea, pacea? Aveți pace cu Dumnezeu? Că pacea aceasta, care o avem noi, e foarte importantă. Apoi ea se răsfrânge în pacea lăuntrică. Eu am pace cu Dumnezeu și am pace. N-ați văzut că sunt oameni care n-au pace în ei înșiși? Oameni temoși, oameni sperioși și influențează și pe alții. Noi ar trebui să fim oameni cu frică de Dumnezeu, împlinim voia lui Dumnezeu și să avem o pace lăuntrică. Având pace lăuntrică, avem pace și cu ceilalți. Avem pace în casă cu nevasta, cu bărbatul, avem pace în adunare cu frații, cu surorile. Doamne, ajută-ne! Că pacea e benefică, să știți! Pacea asta, în primul rând, realizează unitatea. Cum vă imaginați voi o familie în care se ceartă toată ziua? Ce familie, ce unitate e asta? Și pacea lui Hristos la care a fost chemat ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească. Unde ceartă, unde dezbinare, unde strigăte, unde îs răzvrătiri, neascultări. Ce familie aceea? Sau ce biserică e aceea? Aceea care realizează unitatea este pacea lui Dumnezeu. Să ne-o dea Domnul lor, să ne-o dea Domnul nouă și să ne-o dea tuturor. Amin? Apoi pacea asta lui Dumnezeu realizează un climat de siguranță. Odată un om încheie psalmul și ultimul verset scria: eu mă culc și adorm, nu la adunare, da? Acasă. Știți că sunt oameni care nu pot dormi? Știți oameni care se frământă, așa, fac cerșaful, boți tot sub dânșă. Domnule, n-am putut să dorm până dimineață. De ce? Pentru că nu ai pace. Omul Dumnezeu spunea, eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină. Vă dau un exemplu din Scriptură. Oare cum aș fi procedat eu sau tu? Biblia spune că apostolul Petru era în pușcărie. Era legat cu două lanțuri din mână și a doua zi urma să îi se taie capul. El știa. Lui Ioan i s-o tăia capul și îi taie capul și lui. Și vine Biblia în Fapte, capitolul 12, și spune: deci Petru dormea legat cu două lanțuri între doi ostași. Voi ați fi dormit? Nu știu dacă eu aș fi dormit. Așa la învonul s-a mai pocăit. Dar dacă eram acolo, nu știu dacă aș fi dormit. Și Biblia spune că Petru a pus capul, nu știu, sfărăie, nu sfărăie, visa, nu visa, dar s-a uitat îngerul la el și a tras un ghion. Scoală, măi, Petru, că am venit să te scot de aici. Măi, să dormi așa? Eu mă culc și adorm în pace. Petru avea o pace lăuntre, că nu i-o fura nimeni. Avea o pace cu Dumnezeu. Și asta să aveți și voi. Și asta să fie în adunarea din Sfântul Ilie. Amin? Apoi pacea ne asigură mântuirea, că în Evrei 12 cu cât 14 spune: urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă n-ai pace, n-ai să fii mântuit. Dacă nu ai pace, nu poți să primești răsplătirile Domnului. Și eu doresc ca Emanuel și Denisa să fiți binecuvântați de Domnul cu pace. Amin? Câteva gânduri de o a doua condiție care o pune Pavel aici: recunoștința. N-am predicat niciodată de recunoștință, n-am auzit nici așa tangențial, poate. Ce înseamnă a recunoaște? M-am uitat în dicționar, a recunoaște are multe interpretări în limba română, dar aia care ne trebuie nouă azi la adunare, a recunoaște îi a accepta. A accepta un lucru ca fiind adevărat. A recunoaște. Și acum noi suntem chemați să fim recunoscători. Ce e recunoștință? Recunoștința e datoria morală față de cineva care ți-a făcut bine. Asta e definirea recunoștinței în dicționar. O datorie morală care o ai față de unul care ți-a făcut bine.
Luăm amândoi termeni, că de aici derivă cuvântul recunoscător. Și Pavel spune, măi, voi să fiți recunoscători. Adică să recunoaștem și să ne exprimăm recunoștința aceasta. Ce trebuie să recunoaștem? Când vorbim de a recunoaște, eu am spus, hai să vorbim de destinația recunoașterii, a recunoștinței. Cui datorăm, cui adresăm noi recunoștința? Din familie sau din adunare? Și cum ne manifestăm, cum ne exprimăm noi recunoștința asta? În primul rând, noi suntem recunoscători față de Dumnezeu. Amin? Amin. Și recunoaștem la Dumnezeu câteva lucruri. În Deuteronom 11, de la 2, spune, recunoaște ceea ce copiii voștri n-au recunoscut. Și iar recunoaște cum a lucrat Dumnezeu. Noi recunoaștem puterea lui Dumnezeu. Și toată Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe un Dumnezeu creator, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care ține în mâna lui universul acesta. Ăsta e Dumnezeu, un Hristos care o crea toate, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Avem versete așa de frumoase în Scriptură care ne vorbesc de mărimea lui Dumnezeu. Recunoaștem că Dumnezeu e puternic? Bun, cum ne manifestăm noi acum recunoștința față de El? Prin închinarea noastră. Prin închinare. Și actul venirii la adunare e un mod de a te închina Domnul. Eu am o predică specială despre închinare, nu intrăm în detalii. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu e puternic totdeauna. Și noi ne exprimăm recunoștința în fiecare moment. Și când vii la adunare marți seara, sau joi seara, când aveți dumneavoastră adunare? Joi seara aveți? Da. Când vii la adunare, tu îți arăți recunoștința că Dumnezeu ăsta care ne-a creat e așa de mare și venim și ne închinăm. O faceți și dumneavoastră? Joia seara? O faceți și duminică dimineața mai mult? Și duminică seara poate mai mult? Dar în serile de rugăciune n-ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu prin simpla noastră prezență aici. Ce recunoaștem noi? Recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu. Psalmul 103. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Uitați-vă la ucraineni. Uitați-vă unde zângănii de arme, unde se varsă sânge, unde oamenii n-au siguranța zilei de mâine. Uitați-vă la popoare care trăiesc în sărăcie și în lipsă totală. Iar noi trăim într-o stare și o vreme binecuvântată. 70 de ani de pace, dormim cu ușile deschise, că e cald, cu ferestre, cu poarta, dacă vreți, la drum. Eu dorm, totul îți deschis, îți... așa, nimeni nu vine, nimeni n-are grija mea. Dumnezeu ne-a binecuvântat Suceava asta mai mult ca oricând. Timpuri roditoare, ploaie la vreme, căldură când o trebuit. Nu-i bun Dumnezeu? Recunoaștem noi bunătatea lui Dumnezeu? Bun, cum ne exprimăm recunoștința? Că vine Pavel și spune, fiți recunoscători, dacă voi recunoașteți că Dumnezeu e bun, arătați-vă într-un fel recunoștința. Cum facem asta? Recunoaștem în al treilea rând dependența de Dumnezeu. Că Domnul spunea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Când recunoaștem puterea, ne manifestăm recunoștința prin închinare. Când recunoaștem bunătatea Lui, ne manifestăm prin mulțumire. Când recunoaștem dependența, ne manifestăm prin rugăciune. Și ne rugăm pentru noi, pentru cei dragi ai noștri. Doamne, fără Tine nu putem face nimic. Doamne, dă-ne recunoștința aceasta, amin? Apoi când vorbim de destinatarul, destinația recunoștinței, după ce suntem recunoscători în totul lui Dumnezeu, și ar trebui să fim, ar trebui să fim, începem să ne arătăm recunoștința față de partenerul de viață. Știți ce mult face? Odată eu vorbeam despre atitudinile care erau primii creștini și vorbeam despre apreciere. Și spuneam, aprecierea între mândrie, că dacă nu ești atent și te apreciază, poți să, așa, și...
dorință de a, de a lucra înaintea lui Dumnezeu. Știi ce mult face să ai un cuvânt de recunoștință pentru partenerul de viață? În Proverbii 31, o femeie grozav de harnică, așa cum sunteți voi de la Sfântul Ilie. Și de la arbore, și de la pătrăuț, hai și de la bosanci, dacă nevastă-mea nu e aici. Așa femeie harnică și vine totul bărbatul la urmă și spune, bărbatul ei se scoală și îi zice, multe fete au o purtare cinstită, tu le întreci pe toate. Știi ce mult contează asta? Când ai avut ultima apreciere pentru soția ta, pentru calitățile ei, pentru munca care o face ea? Când vorbeam de mulțumire, spuneam că orice bucate sunt bune dacă se iau cu mulțumire. Poate v-am povestit, eu când m-am căsătorit, m-am căsătorit din dragoste. Și acum tot așa. Dar mai apăreau, mai ales la început, așa, inconveniente, certuri, și mai ales din partea mea, îmi plăcea așa un pic să o supăr. Și când ceva nu-mi convenea, eu nu mâncam. Nu mâncam. Spunea, hai mănâncă. Nu mănâncă. Și apoi ea venea, că tot de un om pocăit ca mine, și se ruga de mine, hai, vezi cum ești, hai, mănâncă, hai, iartă, hai, te rog. Și îmi punea mâncare și mie îmi plăcea asta. Și apoi, după ce mă săturam eu de răsfățat orgolul meu, mâncam, știi, îi făceam un mare bine ei, că eu mă duceam să mănânc. Și odată am venit de la serviciu, noaptea, târziu, flămând, nu știu ce, așa, ea spune, ea dormea, că era târziu, la miez nopți, spune, mănânci? Nu mănânc. Și ea se întoarce să culcă. Așteptam. Eu am crezut că ea se face, care glume. Dar nu, domnule, ea obosit, a dormit. Fraților, eu am făcut armata, am făcut aplicații, la Timișoara am făcut armata. Foame ca noapte ce nu mi-a fost niciodată. Acum m-aș fi trezit să mănânc, dar orgoliul meu de bărbat. Și atunci m-am hotărât că nu mă mai supăr pe mâncare niciodată. Am să mă manifest altfel, dar de mâncat am să mănânc. Și dacă eram bucuros, dacă eram mai mânios, mâncam. Dar odată a venit fratele Moloce la noi și a predicat și da, el nu e cu subiect, eu mai am două, trei puncte în cap, el n-avea nimic, știți cum, uite, și spunea, surorilor, la un moment dat, dacă bărbații voștri sunt mânioși, să nu li dați mâncare, că doar ei trebuie să se roage pentru mâncare și rugăciunea le împiedicată. Cum să-i dai mâncare dacă el e mânios? Dar se întorcea și uita la mine. Eu am înțeles că e pentru mine. Și am spus, măi, nici așa nu poți să mănânci mânios, n-ai, trebuie să te rogi Domnului. Dar acum eu spun, noi când mâncăm întotdeauna, mulțumim, da? Cui mulțumim? Mulțumim Domnul, slavă Domnului. Eu spuneam altă dată, Domnul, și anul ăsta am săpat dimineața niște cartofi, tone de cartofi mi-a dat Domnul. Dar Domnul nu știu să-mi fi dat odată tocăniță de cartofi. Ca să mănânc o tocăniță, nevasta-i curăță, îi tai, îi fierbi, îi pregătești, să o opărești, acum îi dă gustul și îmi dă mie mâncare. Credeți că eu a trebuit să fiu un pic recunoscător față de ea? Ce spuneți, frate? Amin, da? Să-i mulțumim, să o lăudăm, amin, frate? Așa, asta ne exprimăm recunoștința. Și apoi nevasta de asemenea față de bărbat. Recunoștința, ea trebuie să se exprime prin vorbe bune, nu? Trebuie să ne arătăm recunoștința pentru parteneri, ne arătăm recunoștința față de părinți. Cum arătăm recunoștința? Prin ascultare. Atâta de mult îmi place vorba lui Ionadab, fiul lui Recab, când ispitit într-un fel de Ieremia, a fost dus în templu și pus să beie. Și el a spus, tatăl nostru ne-a spus să nu bem. Noi ascultăm de ce ne-a spus tatăl nostru. Nu e un mod de manifestare a recunoștinței față de părinți? Sau scrie în 1 Timotei 5:4, că dacă sunt văduvi într-o casă, care au copii și au nepoți, ăștia-s datori să îngrijească de ele. Nu e o modalitate de a-ți exprima recunoștința față de mama ta mai în vârstă? Sau față de bunica ta, când erai mic, te-o crescut, te-o șters, te-o schimbat, ți-o cântat, da? Și acum ei bătrână și neputincioasă și văduvă și vine nepotul din Londra. Și vine nepoata din Londra și drept la bunica merge și spune, bunică, cu ce să te ajut? Ce pot să fac pentru tine? Nu-i frumoasă pocăința? Eu am întâlnit unele plângeri. Se întâmplă acum un fenomen, copiii noștri au plecat. Hai să spun că au plecat în Londra. S-au plecat în Austria sau în Italia. Și vin săraci în luna august în concediu.
Și vin săracii noștri copii pe 2 săptămâni. Dar ei vin cu prieteni de acolo, ei vin cu program de acolo, nu știu dacă se duc la mare, dar la munte se duc, că împotriva muntelui noi nu predicăm, împotriva mării. Și se duc la munte și se termină vacanța, spune, nici n-am avut timp să trec pe la mama, trebuie să mă duc o leacă. Vi se pare că asta e recunoștință față de aceea care te-au crescut? Cu fratele Costic am fost nu demult într-o adunare și un frate îmi spunea așa, măi, oameni buni, fata mea a fost bolnavă de dializă, a fost de diabet, a făcut dializă, a afectat un rinichi, îi trebuie transplant. Știți ce am făcut? M-am dus la București, am făcut analiză, am spus, eu îi dau la fata mea un rinichi, că tata-și dă rinichi, mama și-ar da și inima. Și băieții noștri plecați, vin acasă cu programele lor, cu prietenii lor, cu concediile lor și abia dacă reușesc să treacă pe la mama, pe la mătușa, pe la un uncheș, asta nu-i recunoștință. Bine, vine Biblia și spune în biserică, dar și în familie, oameni buni, fiți recunoscători. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. Nu știu dacă aș putea predica la noi în adunare de recunoștință. În biserică să fim recunoscători frații de frații care ne slujesc. Și ieri am fost la o mormântare. Dom'le, 35 de grade, toți se dau la nuc, toți se dau în colțul căsă, tu ești păstor, stai cu Biblia în mână, 4 ceasuri în soare, curge apa pe tine, vii acasă, te doare capul și nici nu spune mulțumesc că ai venit. Dar e păstor, trebuia să vină, nu? Vine un grup de cântăreți care au lucru, au afaceri, au familie, au copii și cântă acolo și răgușesc 20 de frați, 20 de surori, când alții nu vin. Și nici nu le spui mulțumim, Domnul vă bine. Dar e coro, trebuie să vii la mormântare, o trebuie să vii la priveghi. Ei o trebuie, dar voi n-ar trebui să fiți mai recunoscători față de aceia care mijlocesc pentru voi în taină, față de aceia care se roagă pentru voi, față de aceia care postez pentru voi. Într-o adunare, un frate era foarte dur, predica așa dur, tare, aproape să-i bată pe frate. Și Domnul a îngăduit un cancer peste el. Și avea mulți copii, eu îl știu tare bine, nu-i spun numele. Și biserica s-a unit în post, în rugăciune, și Dumnezeu l-a vindecat. Și a venit la adunare și l-a pus la predică. Și fratele ăsta spunea, fraților, nu trebuie să ne lăsăm prostiți de tăți proroci. Puneți la predică, dar voi n-aveți minte în cap, măi, oameni buni. Dacă îi puneți pe ăștia, voi aveți minte. Și mă gândeam, n-am minte. Dacă aveam minte, nu mă rugam, cred că pentru tine nu postem. Noi, adunarea, postește, se roagă și prima dată când vii, bă, zicurești înapoi mai rău ca înainte. Asta e recunoștința fraților pentru cei care vă cârmuiesc în Domnul. Și vine Pavel și spune, în familie și în biserică ne trebuie pace și ne trebuie recunoștință, să o avem, să o manifestăm. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Fiindcă timpul trece, mă opresc din predicare aici. Acest singur trup, odată e biserica, acest singur trup, odată e familia. Și în acest singur trup, spunea Pavel, și pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin.